posibil să redus în Consiliul Local al Municipiului Făgăraș. Ce vreau să precizez, colegul meu, Lucian, deja a zis foarte multe, într-adevăr lucrurile stau așa cum a spus dânsul. Ceea ce eu vreau să zic și încă o spunem, încă din 2020, de când am fost aleși în acest Consiliu, e că întotdeauna am militat pentru colaborare între executiv și legislativ, pentru transparență și pentru respectarea legii. Ceea ce vedeți în zilele astea nu este prima oară, a mai trecut prin astfel de presiuni și stigmatizare, a mai trecut încă și anul trecut, când domnul primar a încercat să dea afară pe viceconsilieri. Strict legat de aceste proiecte, ele au fost deja votate și au fost deja, iar banii au fost deja alocați de către Consiliul Local. Executivul trebuia doar să le implementeze. Țin să menționez ca și am făcut o serie de, am făcut o cerere la primăria Făgăraș, prin care am cerut mai multe documente pentru fiecare proiect în parte, la fel cum au făcut și doi colegi consilieri de mei, astfel încât să putem da un vot fundamental. Din păcate, au trecut mai mult de 7 zile în care noi nu am primit acele documente. Facem un apel către domnul primar, care se pare că continuă să pună presiune pe noi să încălcăm legea, să ne trimită acele documente astfel încât să le putem analiza și să dăm un vot în cunoștință de cauză. De asemenea, încă o dată vreau să zic că domnul primar nu respectă legea, prin aceea că, deși încă ne cere votul, astăzi am fost convocați pentru o nouă ședință, exact așa cum zicea colegul, joia viitoare, tot așa, la Casa de Cultură, iar pe ordine de zi avem aceleași două proiecte. Proiectele acestea, din punct de vedere legal, nu mai pot fi, termenul de implementare a acestor proiecte care trebuiau deja să fie executate, nu se mai poate prelungi, pentru că am ieșit din termenul acela în care se putea face lucrul ăsta. Și atunci noi o să trimitem o cerere atât către prefect, instituția prefectului municipiul Brașov, județul Brașov, cât și către Ministerul Dezvoltării să cerem un punct de vedere. După ce vom primi răspuns de la ei și după ce vom primi documentele cerute la primărie, atunci vom da un loc. Până atunci noi ne vom împotrivi la prelungirea acestui, implementării acestor proiecte, pentru că nu vrem să încălcăm legea. Mulțumesc frumos!